Salut și bine am venit să revin la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și astăzi vreau să vorbesc despre acțiunea pe care am de gând să o fac, să marchez 200 de euro profit, să vedem dacă și reușesc, dar hai să vedem împreună despre ce e vorba și de ce vreau să fac chestia asta. Așa cum vă spuneam, ați văzut și deja în titlu, am marcat 200 de euro profit. V-am spus că încep cu acțiuni îndrăznețe, să zic așa. Mă uit și pe bursă în momentul ăsta, că tocmai s-a deschis bursa de vreo jumătate de oră, bursa din US, și sunt pe mai multe acțiuni acolo pe care vreau să le fac. O să-mi bun și platforma de la 3212 să vă arăt și pe acolo ce mai întâmplă. A venit și dividendul astăzi de la OMV Petrom. Stați așa un pic la audio aici. Așa. Ideea este că o să vă arăt imediat despre ce e vorba, ce vreau să fac, da? Am decis să păstrez titlul original, deși se pare că Trayville îmi dă din nou la gioare, în modul lui specific, astfel încât haideți să vă arăt ce se întâmplă, ca să vedeți și voi pe live, să nu ziceți că fac eu ceva, fluchez deodată și așa mai departe. Am văzut că aveam un profit de vreo 222 de euro, m-am zis că nu mă zgârcesc, că era și 215 euro, era ok, adică 1418, da? Așa, în loc de 24, adică un 209 profit, era perfect. Am pus orderul, vedeți că am un order anulat și am mai pus încă un order, acum care este deschis, vedeți, este inițiat, da? Așa, deși prețul pe bursă în momentul de față este 61,90, eu am pus la 61,80, vezi, la vânzare aici, da? Primul order e anulat pentru că am crezut că s-a stricat ceva, zic, nu merge ceva, hai să punem un nou order. Și am pus unul la 61,80, da? Care deși 61,90 e prețul și o să vedeți că se mai fluctuează, cea 92, la 68, la... Peste 61,80, adică duce la 82, 84, 85 de cenți în plus, nu se execută. Deci am ordinul inițiat, l-am de vreo jumătate de oră, nu, sfert de oră cred că de momentul ăsta, așa ăsta ultimul order, că am avut și altul înainte de prin pre-order. Ideea este că nu se vinde, da, vedeți că nu se vinde, nu dau seama de ce nu se vinde. Deci în momentul ăsta în care trebuia să fac video, trebuia să vă execute tranzacția și uite 61,91, da? A ajuns și la 62 de dolari, da, a ajuns și la 62 de dolari prețul pe piață, iar eu nu reușesc să vând. Între timp, pe 3212, am avut două ordere, imediat vi le arăt în history, da, am avut două ordere aici, vedeți, de cumpărare și de vânzare, unul de vânzare, unul de cumpărare, le vedeți pe amândouă, am în două file undeva la 20 secunde, maxim 30 secunde, da, nu vreau să compar cei doi broker, nu vreau să discut despre toată treaba asta, dar ideea este că eu tot aștept cumva, uite, dau și un refresh, poate s-a executat și nu s-a făcut refresh, da? Eu tot aștept cumva să se execute orderul și nu se execută. Practic, în momentul de față, Trayville mă ține blocat ca să nu pot să fac profit, da? Adică e o chestie foarte, foarte nasoală chestia asta, să nu pot să vând, da? Să nu pot să vând, deși prețul e sus. Mie mi se pare că deja, nu știu ce să zic, vă dați seama că încerc să fiu calm, da? Încerc să fiu calm, încerc să păstrez calmul, dar... De-aia am și zis că păstrez titlul ăsta, probabil o să las 2, 3, 5 ore deschis ăsta și dacă o să duce prețul în jos, dacă prețul ia în jos, nu o să mai vândă, că nu o să mai plece condiții de vânzare, da? Așa, o să las câteva ore în jos, câteva ore deschisă tranzacția, poate se înunează, așa că teoretic de-aia am și las titlul videoului ăsta. Am marcat 200 de euro profit pentru că asta ar trebui să întâmple, da? Presupun că se va întâmpla la un moment dat, da? V-am zis, dau refresh, poate. Așa, 61,96, deci vedeți că tot prețul stă tot timpul deasupra la prețul de vânzare pe care l-am pus eu. Mi-a realizat un profit de 200 de euro. Hai să vedem ca și cum s-ar fi întâmplat asta. Presupunem că e o mică eroare tehnică pe care se va rezolva în următoarele ore, presupunem și așa mai departe. Și atunci hai să vedem de ce fac chestia asta, de ce marchez profitul ăsta. Gândiți-vă că eu iau undeva, de fapt cred că se vede și pe aici, undeva la, vedeți, 42, nu se vede așa, să scot eu din asta, acum se vede, da? Gândiți-vă că eu iau un dividend lunar de 4,23, da? La 200 de euro profit înseamnă dividendul pe câțiva ani de zile, da? Și atunci cumva rentează chestia asta, vedeți aici și dividendul de 371 de RON, care a venit astăzi de la OMV Petrom, că trebuia să vină și ăla și a venit astăzi de la toată lumea. Deci, gândiți-vă că în loc de... Ia să pun eu
Așa. În loc de 4 euro, cât îți gem, deci luam 40 de euro, nu 40, 48 de euro pe an, 50 de euro pe an dividend, să zicem, da? Așa. Luam următorii 4 ani 200 de euro, da? În 4 ani sunt sigur că va mai fi prețul atât de jos încât să pot să le cumpăr la loc. Și atunci am considerat că e un moment bun să vând, să marchez profitul, da, acești 200 de euro de care ținem, 200 și ceva de euro, dar nu contează, 200. Uitați, prețul acum e 61,95. Orderul meu, nu se uită nimeni la el, nu-l bagă nimeni în seamă, știi? Deci plafuma de 3 vile acum doar de formă, să zic așa, că am niște cifre pe ecran, nu mai am bani, da, pentru că ce poți să spui, banii sunt blocați. În câte vreme nu pot să vând, în timp ce alții vând mai scump ca mine. Ce să zic, poate ducă prețul acum la, gândiți-vă că poate ducă prețul la 70, 80, 90 de dolari, da? Și degeaba se duce, eu stau și mă uit la cifre pe ecran, că altceva nu pot să fac, ceea ce nu e deloc plăcut, asta este viața, așa, m-am zis, poate să vedem dacă mai încolo este, se întâmplă ceva care să zic că, na, să schimbă ceva, să execută orderul. Așa, dar în principiu asta vreau să fac, vreau să iau dividend anticipat, cum zic unii pe aici, adică să iau, v-am zis, pe 4 ani de zile dividend, în loc să iau 50 de euro pe an dividend, îl iau acum în avans pe 4 ani și vedem după aia în ce investim astfel încât să ne majorăm cât mai tare profitul, da? Deci până la urmă, în loc să câștig 4% pe ani în 4 ani, mai bine câștig 20% acum, da? Marchez profitul. După care vedem, așteptăm să scadă prețul, că la un moment dat, mai devreme, va ajunge prețul iar la 52,23. Ăsta este prețul mediu la care am luat eu. Astfel încât vedem atunci dacă le recumpărăm înapoi. Și practic am luat 4 ani dividende în loc de 1, da? În loc de o lună, da, să zic așa, sau de 2, sau de 3, sau de 5. Până se va întâmpla efectiva scădere, da? Așa, deci de executat nu se execută, e clară treaba că nu se execută. Mulțumesc, Trevil, pentru chestia asta. Toate felicitările, bravo. Așa. Eu las acolo, probabil să execută azi, mâine, poi ne fac un video dacă se execută. Că na, ce să zic, mi-a țicat tot flow-ul, da, de la ce episod vreau să fac astăzi, ce acțiuni vreau să fac astăzi și așa mai departe, pentru că eu trebuia să fac episod după ce se vedeau acțiune, să vă arăt că s-au vândut. Așa. Dar în principiu ați înțeles despre ce e vorba, ați înțeles logica și de ce fac chestia asta. De asemenea, am de câteva acțiuni pe care le pregătesc în zilele următoare, da. Nu o să vă spun aici pe canal acum, pentru că las să fie surpriză, să puteți să urmăriți episoadele viitoare, să vedeți exact ce vreau să fac. Dar în principiu v-am zis că vreau să intru mult mai agresiv pe bursă, vreau să cresc portofoliu, mă uitam un pic și pe dashboard, da? Am pus la dividende, ați văzut că am pus la dividende dividendul de luna asta, așa, luna octombrie, dividendul ăsta de 14 euro practic o să scadă la vreo 10 euro, pentru că va rămâne doar 3.212 ca și dividende, ca sute de dividende, dispărând sursa asta de 4,23 de aici din USO. Dacă o să le vând, dacă o să le vând, da, dacă scade prețul și nu o să mai vând, asta este, nu o să le mai vând, știi? Așa, e cu dacă episodul ăsta. Așa, în principiu vreau să-mi reconstruiesc niște piloni mai vechi, astfel încât să devină și ei 100 de profit. O să vedeți exact la momentul ăla ce o să fac și cum o să fac. Și de asemenea mă focusez foarte tare pe un, i-am zis eu, un plan de 5.000 de pași de a ajunge la independența financiară. Nu e vorba de 5.000 de lucruri de făcut, da? E vorba de făcut un singur lucru repetitiv, da, de 5.000 de ori, da? Cam asta este ideea. Mi-am pus acolo pe tablă undeva 5.000, teoretic ar fi 4.999 în față și trebuie să scadă până ajunge la 1, când, la 0, de fapt, când ajunge la 0 înseamnă că eu am atins independența financiară sau undeva sunt la 95-97%, deja lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult în dinamica mea și atunci nici mai contează dacă sunt sau nu sunt acolo, adică sunt undeva foarte aproape, în momentan sunt foarte departe. Gândiți-vă, 5.000 de pași, am făcut decât unul, da? Așa, și e drum lung până acolo, dar asta este unul din planurile mele, probabil o să vă explic într-un episod separat toată nebunia asta pe care o am cu pașii, acum să le zic eu, etape, cum vreți să le zic, da? Așa. Bun, deci cam așa arată lucrurile. Dashboard-ul 1189, da, deci practic cu dividendul de astăzi am ajuns la 32.000, să ne cât era 32.000, 31.949, am mai scăzut acum un pic pe bursă, văd că lucrurile, da, nu știu ce a scăzut exact, cred că PE-ul a scăzut, cred că s-a uite și H2-ul a scăzut, așa, dar eram undeva la 32.000, asta înseamnă 1189 de euro aproximativ evaluarea portofoliului. Sunt tot în top, tot acolo unde sunt, la locul 8,
Dar ne îndreptăm încet, încet să-l facem pe Walker, pentru că asta e distracția personală. O să vedeți voi de ce, în momentul în care îl depășesc, pentru că sunt sigur că o să-l depășesc. Până atunci, ce să zic, așa arată lucrurile, așa arată și pe 3-2-1-2. Mă uși pace dacă mai fac și microtransacții, s-ar putea să mai fac și microtransacții astăzi, dar vedem. Legat de 3-2-1-2, nu uitați că aveți în descriere linkul meu de afiliat în care puteți obține o acțiune gratuită sau o acțiune fracțională gratuită de până la 100 de euro, adică poți, dacă îți dă o acțiune de la Apple, nu o să dea una întreagă, o să dea o bucățică din ea în valoare de maxim 100 de dolari sau de euro. Așa. Bun, cam ăsta este clipul de astăzi. Am tot la final, dai subscribe canal dacă n-ai făcut-o încă, ai butonul de subscribe, lângă el și clopoțel mic, iar dacă ai întrebări, propuneri de subiecte, orice, lasă-le în comentarii, pentru că ați văzut că răspund și la ele punctual în comentarii foarte rapid. Dar pe lângă asta mai dați și mie idei de episoade care să știu că vă ajută pe voi să înțelegeți anumite lucruri, să vă dezvoltați și să vă creșteți averea. Vă mulțumesc încă o dată și ne auzim în curând cu un nou episod.